La Sighișoara, primăria are un nou departament, cel de întoarcere în timp. Din graba de a rezolva pe loc toate problemele de la începutul lunii, reprezentanții primăriei fac greșeli care îi dau de gol. Locuitorii de pe strada Miron Neagu s-au prezentat luni la sediul primăriei Sighișoara pentru a cere răspunsuri. Oamenii sunt deciși să nu mai treacă încă o iarnă fără apă potabilă, necesitate pe care reprezentanții primăriei amână să le ofere. Bineînțeles că fiind luni, domnul primar nu este de găsit, pentru că unii începem la 6 serviciu, alții la 8 și alții deloc. Și cum în fiecare luni, când merge acolo, domnul primar nu este, fiind obosit după weekend, n-am găsit pe nimeni decât domnul vice, care ne-a întâmpinat într-un sfârșit după multe telefoane date de doamna secretară a primarului. Oamenii au fost tratați de sus, ba chiar reprezentanții primăriei li s-au adresat arogant. Tot ei sunt cei revoltați că oamenii s-au prezentat în fața lor să-și ceară drepturile. Destul că ne-au ofensat, efectiv nu are niciun respect față de noi, pentru că mie propriu-zis domnul viceprimar mi-a zis că dacă cunosc legile, au un post de consilier juridic la primărie și țin să-l anunț pe domnul viceprimar că eu sunt asistentă, sunt dedicată vocației mele, lucrez de toată viața mea asistentă într-un spital de renume internațional și cred că fac mult mai bine societății decât face primăria Sighișoara. Și aș dori să-și ceară scuze pentru aroganța cu care am fost tratați. Cetățenii s-au decis să se prezinte la primărie după ce au cerut oficial o întâlnire, adresând o cerere pentru ca în data de 11 septembrie 2014 să se organizeze o întrevedere între locuitorii de pe strada Miron Neagu și reprezentanții primăriei în scopul luării unor decizii. Noi în cererea respectivă am cerut să ne dea sala mică de mod gratuit, să ne întâlnim cu reprezentanții primăriei, cu reprezentanții AGOASERF, pentru că noi trăim aici un act dintr-o piesă dramatică, să-i spunem așa, în care oamenii cer apă și vor să ia cunoștință de cauză odată autoritățile că este o lege a apei care prevede că toată lumea are drept nediscriminatoriu la accesul la apă potabilă. Și este la îndemâna primăriei și obligația ei de a ne asigura apa potabilă. Cu toate acestea, răspunsul a întârziat să apară, iar câțiva reprezentanți ai străzii au decis să se prezinte la sediul primăriei în căutare de răspunsuri. Noi, în data de 22, când ne-am dus la primărie, am cerut răspunsul la cererea noastră. Răspunsul a fost formulat rapid printr-un telefon dat de către secretara primarului la departamentul unde a fost repartizată cererea noastră și a fost redactat în 4 minute, 5 minute, atâta cât i-a dat timp domnului de la departamentul respectiv, până am coborât noi de la secretarea primarului jos. Oamenii nu doar că au fost jigniți, însă răspunsurile pe care le-au primit au fost amenințătoare. Pentru că noi am depus cererea în data de 5, am solicitat sala și ședința în data de 11, ei spun, printr-o ștampilă aplicată pe hârtie, că am fost anunțați în data de 12, la semnătura domnului șef de birou apare că mi s-a comunicat personal și că sunt de acord în data de 12 ca să aibă loc ședința în data de 11, pentru că dacă cetățenii Sighișorii nu au cunoștință de cauză să știe că există un departament de întoarcere în timp în primăria Sighișoara. Sighișorenii care locuiesc în acest cartier sunt deciși să meargă cât de departe este nevoie pentru a rezolva această problemă. Momentan se așteaptă ca cererea lor să fie pusă din nou pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu și speră că domnii consilieri vor avea tărie de caracter și nu se vor abține din nou de la vot.